Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Sunt Ștefan Pușcă și am să vă prezint astăzi al doilea exercițiu care ne poate învăța să respirăm mai corect și mai bine cu zona toracică. Exercițiul acesta este mai dinamic și ajută mai bine respirația costală decât cel de ieri. Se pornește din poziția stând pe scaun sau stând turcește și se lipesc palmele în poziția rugăciunii în fața sternului. Deci așa cum țin eu palma, dar trebuie să țineți ambele palme în așa fel încât să fie simetric. Începem printr-o expirație și atunci când expirăm, apăsăm cu putere palmele una pe cealaltă. Apăsăm câteva clipe până când devine obositor. Apoi ușurel relaxăm încordarea creată, ceea ce permite expansiunea cutiei toracice. Inspirația este în acest fel pasivă. Observăm apoi respirația la nivelul coastelor. Expirația devine activă, desfășurându-se simultan cu apăsarea palmelor. Acesta a fost exercițiul de îmbunătățire activă a respirației toracale. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine cu un nou exercițiu la următorul Minut de Spiritualitate.